În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvântează prea cu cel ce părinte ca să vorbești. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Frați creștini, astăzi la Duminica Ortodoxiei cinstim venerarea, închinarea Sfintelor Icoane, pentru că acestea ne arată care este chipul de dincolo de moarte cu care a venit Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Înainte de învierea Mântuitorului, nu era posibilă închipuirea vreunei icoane și nu era pentru că oamenii erau legați. Erau legați cu trupul. Înseamnă acest lucru faptul că în om s-a născut un alt templu în loc de templu inimii. E vorba de legăturile acestea pământești cu care omul a fost dus la sminteala neascultării de a se împovăra, de a fi rob al acestor porniri. Și iată că Dumnezeu este acela care are grijă să ne cerceteze, să ne caute și să știm că drumul acela de a ne îndrepta a fost atât de lung și a fost atât de greu, pentru că îndreptarea nu poate veni din lege. Sfântul Apostol Pavel spune, dacă îndreptarea ar veni din lege, Hristos a murit în zatar. Pentru că Mântuitorul Hristos a murit și a înviat. A murit pentru ca să dovedească că El este viu. A venit cu acea lumină de dincolo de moarte, pe care oamenii nu pot vedea. Dacă oamenii ar fi văzut vreodată lumina înainte de întrupare, ar fi murit. Așa spune Dumnezeu și lui Moise. Este vorba de taina aceea de a nu mai putea vedea lumina. Și aceasta este moarte. Chiar atunci când Mântuitorul spune, eu sunt viu și voi veți fi vii. Ne gândim la un lucru, ne gândim la faptul că Mântuitorul nostru Iisus Hristos se privește la Sfinții Săi ucenici ca dincolo de moarte. Îi vede ca de dincolo de moarte. Pentru că ei sunt morți. Pentru că ochii lor sunt închiși. Pentru că este vorba de taina acestei morți care înseamnă neghina, căreia omul îi slujește și care i-a închis inima omului. Omul este legat. Aceste legături nu le poate nimeni desface. De aceea Mântuitorul de-abia așteaptă Sfânta Sa Jertfă. Și când spune acest lucru și înainte de Sfânta Sa Jertfă, la cina cea mare, la cina cea de taină, El spune așa: cu dor am dorit să mănânc acest Paști cu voi, mai înainte de patima mea. Este vorba de o dorință veșnică a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, de a ne deslega. Și am mai zis cuvinte atât de mari și de mânghetoare. Foc am venit să arunc pe pământ. Și cât aș dori să fie acum aprins, acest foc se numește focul rugului aprins. Se numește focul învierii. Învierea este aprinderea pământului cu taina aceasta dumnezească care mereu arde, chiar dacă uneori mocnit, ea iese mereu la suprafață. Și mai spune un lucru. Mai spune, cu botez am botezat și cât aș dori să fie cât mai repede, cât aș dori să se întâmple, câtă nerăbdare am până se va întâmpla, adică este vorba de moarte. Știm că dreptul Simeon s-a rugat odată zicând, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, că mi-ai făgăduit că nu voi vedea moartea până când nu voi vedea pe alesul Domnului, pe unsul Domnului. Dar acum l-am văzut, acum slobozește. La Mântuitorul este vorba de alt dor, de dorul acela de a se boteza în moarte pentru ca oamenii să fie scoși din legături. Pentru ca ochii oamenilor să fie deschiși din nou.
Este vorba de această mare taină a jertfei Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, la care mereu și mereu trebuie să ne gândim, pentru că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, când s-a întrupat și a chemat pe Sfinții Săi ucenici, i-a chemat pentru ca să le zidească din nou casa sufletului. Noi știm că în om sunt două posibilități. Ori are inima plină de Dumnezeu, și atunci mintea este luminată, ori, dacă nu ascultă de Dumnezeu, atunci slujește la idoli. Atunci trupul său este rob al păcatului. Și omul nu poate să nu păcătuiască. Și iată, aceste legături nedeslegate, numai Dumnezeu le poate deslega și vine cu atâta dor ca să le deslege. Dar pentru această deslegare este mai întâi nevoie de semănarea chipului lui Dumnezeu în ei. Semănarea aceasta are loc treptat. Spune Mântuitorul și semănătorul să seamne sămânța sa. Sămânța sa este taina luminii acelea despre care spuneam că nimeni nu mai poate vedea fără să moară. Și lui Moise i-a spus, nu poți să vezi fața mea, stai în dosul acestei stânci care va însemna întruparea mea și atunci vei vedea spatele meu, dar fața mea nu vei putea vedea. Iată, Mântuitorul a venit cu această stâncă a trupului său și cu lumina aceasta dumnezeiască care de acum înainte se seamănă. Se poate semăna în oameni lumina acea dumnezeiască, se seamănă picătură cu picătură, strop cu strop. Și iată, aceasta este sămânța aceea a luminii celei dumnezeiești și asemănarea tot mai mare cu chipul Fiului Dumnezeu, încât ucenicii spun, am luat har peste har din plinătatea Lui până la plinătatea noastră. Vor trece din putere în putere și se va arăta Domnul Dumnezeilor din Sion. În Sion, adică la înviere. Iată cât este de mare această taină a pregătirii prin Mântuitorul, a sufletului pentru bucuria aceea mare, pentru că Mântuitorul spune că pe cei pe care mi-ai dat i-am păzit, că dacă nu îi păzeam, n-ajungeau la bucuria aceea negrăită a învierii, a deschiderii, a tăierii împrejur a inimilor lor, a deschiderii sufletului lor din nou pentru Dumnezeu, a luminării minții. Și iată, tocmai acest lucru îl arată Sfintele Icoane. Sfintele Icoane arată aureola. Aureola nu înseamnă altceva decât faptul că prin jertfa Mântuitorului este vorba de taina aceea a învierii. Mântuitorul, când a intrat în mormânt, el știa că va învia. Și așa se cântă și la noi când se pune, când se pun Sfintele Daruri pe Sfânta Masă, strana cântă ca prin împăratul tuturor primind. Ceea ce înseamnă că punerea în mormânt este egală pentru Mântuitorul cu intrarea sa în slava sa. Și iată, slava sa este deschiderea inimilor, deslegarea din legături. Mielul lui Dumnezeu vă va deslega din legături. Iată, este mare taina aceasta a mântuirii noastre, a faptului că mai mult decât viața și decât moartea, iubirea de Dumnezeu ne incendiază inimile noastre. Așa spune și Sfântul Pavel, nici viața, nici moartea, nici cele de acum, nici cele viitoare nu pot să ne despartă pe noi de iubirea noastră cea către Iisus Hristos, Domnul nostru. Și iată că este vorba de aureolă, cum spuneam, pentru că Mântuitorul, sculându-se, ca și la certarea vânturilor și a valurilor, când corabia era bântuită pe valuri, pe mare și Mântuitorul, și sculându-se, adică învind din morți, a certat vânturile care răvășesc mințile oamenilor. Iar mării, valurilor care tulbură inimile oamenilor, le-a spus, taci, încetează! Și s-a făcut liniște mare. Și zice Sfântul Apostol Pavel, pacea lui Dumnezeu care covârșește toată mintea, să domnească în inimile voastre. Inimile voastre să aibă această pace a lui Dumnezeu. Și atunci această bucurie va însemna pentru voi deslegarea de orice legături. Și în afară de aceasta, marea taină a slujirii.
Marea taină de a primi darul Duhului Sfânt. Marea taină de a merge cu darul Duhului Sfânt până dincolo de moarte, până la jertfă ca și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aceasta ne este darul pe care noi l-am pomenit astăzi la Duminica Ortodoxiei. Este vorba de taina aceea mare în care Dumnezeu vine să ne ia cu dânsul, să ne ia, să-i urmăm Lui, dar nu doar ca să-i urmăm, ci ca noi pas cu pas să ne asemănăm cu inima sa milostivă, inima noastră împietrită să iasă din pieptul nostru. Voi scoate din pieptul vostru inimile de piatră, vă voi da inimi de carne, Duhul de rugăciune, delicate, simțitoare, subțiri, cum zice Mântuitorul, ca să treacă prin urechile acului. Că adică de acum înainte această delicatețe să fie inima noastră atât de sensibilă încât Mântuitorul se poate spune: plământ am fost, însetat, străin, gol, bolnav, în temniță, m-ați primit, ați venit la mine, ați avut inima aceasta milostivă care, fără nicio poruncă, a slujit celor care erau în aceste nevoi și în aceea la care au fost ajutați, eram eu însumi, mie mi le-ați făcut. Cât de scumpă este taina acestei inimi milostive a Sfintei Treimi, pe care Dumnezeu Tatăl a trimis în Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca să ne împărtășească nouă. Ca noi, de acum înainte, să știm că de câte ori cinstim pe Sfinți, de câte ori cinstim Sfintele lor icoane, ne adunăm toate gândurile noastre ca să știm că trebuie să vedem dincolo de aureolă viața însăși a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Aceasta ne este darul cel mare, care, iată, astăzi, în această Sfântă Duminică, se începe zidirea sufletului nostru în asemănare cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, asemănare cu chipul Fiului lui Dumnezeu, ca El să fie întâi născut între mulți frați. Toți cei care urmează Mântuitorul lui vor fi numiți de acum înainte frați cu El, trecuți dincolo, trecuți acolo unde El se află. El nu trece nicăieri, El este și înainte de Sfânta așa jertfă, acela care se numește rug aprins. Când vedem pe aureola Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vedem niște litere care se însemnă rugului aprins. O, on, cum scrie pe Sfintele Icoane, înseamnă eu sunt cel ce sunt. Eu sunt cel ce sunt și care niciodată nu pot să nu fiu. Eu sunt cel ce sunt veșnic, dar nu numai atât. Eu sunt incandescent. Eu am iubirea aceea veșnică care nu poate sta niciodată liniștită până când prin jertfă nu se va semăna în cei care urmează Lui și nu va aduna pe toți cei care urmează Lui ca să fie acolo unde El se află. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.